Ploile din ultima vreme au condus la alunecări de teren, iar unele localități s-au confruntat cu inundații destul de serioase. Cel mai afectat a fost drumul de la intrarea în localitatea Boteni. Aici, la fel ca și în vara anului trecut, o porțiune de 200 de metri a luat-o la vale din cauza unei alunecări de pământ provocate de ploile abundente. Astfel, drumul a devenit impracticabil, iar cel mai mult au de suferit locuitorii comunei Boteni, dar și cei care vor să tranziteze localitatea. Știați că era rupt drumul? Nu știam tocmai, vreau să ne ducem în jos, spre Lucieni. Și acum ați aflat? Veniți des pe aici? Nu, rar. Și acum trebuie să mă întorc. N-a mai fost odată rupt tot aici? Da. Ce era cine? Mai colea. Și cum? Ce s-a întâmplat? A plouat mult? Da. De la ploaie, a plouat tare. Nu chiar tare periculos așa la noi, așa. Da. Are pământ cu apă prea mult. Doar cei care au mașini de teren se mai încumetă să treacă pe aici. Așa a procedat acest șofer, posesor al unei camionete Aro. Tot arul vă scoate din bele. Asta e. A dus uzina, dar ele a rămas săracile. Mașini. Mai rar. Reamintim că în luna august a anului trecut, aceeași porțiune de drum a cedat în urma ploilor abundente de la acea vreme. În urma acestui eveniment nefericit, circulația a fost deviată pe DN73 și urmează ca o comisie de la drumuri naționale să facă expertize în vederea identificării și adoptării soluțiilor tehnice de soluționare a problemei.